Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, din poarta cerului este un privilegiu să fim în casa lui Dumnezeu. Deja Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a binecuvântat prin cântări, prin tot ce a fost aici, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și iată-ne acum ajuns către finalul slujirii. Mă gândeam ce să spun și m-am hotărât să nu predic. Predic de seară. În biserică mai există o lucrare care se întâmplă mai rar. Care la începutul bisericii penticostale era mai frecventă, și anume lucrarea mărturiei. Foarte importantă pentru creșterea bisericii. Mă uitam la apostoli, la felul lor de predicare, și felul lor de predicare se sumariza așa: ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am pipăit, aceea vă vestim. Dragă biserică din poarta cerului, te sfătuiesc, lasă loc mărturiei. Și m-am bucurat că azi am văzut mărturii atât pe proiector, m-am bucurat că Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a spus că cineva s-a vindecat de cancer. Mărturiile Domnului sunt foarte importante. Nu putem înlocui mărturiile lui Dumnezeu numai cu predici, care au valoarea lor, ci trebuie să rămână mărturiile lui Dumnezeu în biserică. Pe vremuri în biserica Domnului, mai ales în biserica penticostală, țin minte, se ridicau oameni obișnuiți care spuneau: Dumnezeu m-a vindecat. Dumnezeu mi-a întors copilul la el, omul de rând, neorator. Avea dreptul să vorbească și să spună cum Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și ceea ce omul a văzut cu ochii lui, vestea bisericii. E important ca în biserică să rămână mărturiile lui Dumnezeu. Și poate că predica mea e mai mult o mărturie decât predică. Vreau să vă povestesc ce se mai întâmplă în viața mea. Am dispărut într-un fel, vin rar în zona aceasta. Și vin și rar acasă, la Arad. În Harul lui Dumnezeu slujesc în Maramureș, în Maramureșul istoric, care este mult mai mare decât ne gândim noi, și anume ceea ce nici eu nu știam ca și ardelean, ceea ce nici voi poate nu știți unii. De fapt, există români și în Maramureșul de dincolo de Tisa. Toți românii care fac misiune în Ucraina se duc în Cernăuți, pentru că știm că acolo sunt frați români. Însă sunt convins că unii dintre voi nici n-ați auzit că există români și lângă Sighet. Avem 30 sau chiar 40 de mii de români care trăiesc în Zacarpatia. Dincolo de Tisa, dincolo de Sighet, 30-40 de mii de români. Niște maramureșeni, uitați acolo de istorie, de politică, marginalizați, care vorbesc o limbă puțin stâlcită. De aceea poate mi-e greu să vorbesc limba literară, m-am dezobișnuit efectiv de limba literară. Acolo la noi în sat se vorbește o limbă maramureșenească foarte veche, amestecată cu rusa. Ne-am rusificat puțin și folosim foarte multe cuvinte rusești. Pentru un bănățean probabil că sună limbă străină, însă pentru cei care poate sunteți ardeleni, poate mai știți ce înseamnă uiagă, finge sau videre. Toate astea se folosesc acolo, e o limbă veche, dar pe care ardelenii poate că încă o mai înțeleg. E bine, în locul acesta în care slujesc, sunt foarte mulți martori al lui Iehova, provocarea numărul 1. Numai la noi în sat sunt 2000 de martori al lui Iehova. În satul nostru de 6000 de oameni sunt 9 sau 10 săli ale regatului. Pe fiecare deal e câte o sală, sau aproape pe fiecare deal foarte multe săli, și fiecare sală la rândul ei are congregații. Ei când ajung la 100 se împart și vin la ore diferite. O provocare, niște oameni care propovăduiesc, dar nu propovăduiesc o Evanghelie completă. Una incompletă, una schimbată, și avem multe războaie teologice, și de multe ori evanghelizarea înseamnă efectiv să stai de vorbă în fața magazinelor sau prin case cu ei, adevărate războaie, și sunt grele, însă mulțumim Domnului că le dă biruință. Biblia spune că uneori trebuie să faci și asta. Apollo spune Biblia că înfrunta cu putere pe iudei. A predicat doar că Iisus te iubește prea puțin, pentru că dacă lași pe martor să creadă că Iisus e îngerul Gavril, e o problemă. Dacă lași să creadă că el n-are dreptul să ia cina Domnului, este o problemă.
Pentru că El n-are viață. Și de multe ori discuțiile noastre cu oamenii nemântuiți trebuie să însemne și înfruntarea minciunii. Trebuie să însemne și corectarea unui erezii care este în mintea lui. Nu doar să-i zâmbești și să-l lași în pace pe drumul lui rătăcit. De aceea gândul meu pentru voi astăzi, dragii mei, este să vorbiți despre Dumnezeu. Biblia arată aici o metodă clasică de evangelizare care a răscolit lumea de 2000 de ani. De 2000 de ani lumea este evangelizată pe baza a 5 acțiuni. Trimitere, predicare, auzire, credință, chemarea numelui lui Dumnezeu. 5 verbe care arată o metodă clasică de evangelizare. O metodă care a răscolit întreaga lume. Fără tam-tam și fără reclamă. Numai că odată cu începerea revoluției tehnologice, dintr-o dată, din sistemul acesta dispare ceva, un inel, propovăduitorul. E înlocuit cu CD-uri, e înlocuit cu filmul Iisus, e înlocuit cu broșuri, e înlocuit cu concerte creștine, pantomime și așa mai departe. Și întrebarea este, oare este ceva rău în asta? Nu! Dar, dragii mei, toate uneltele tehnologiei ne-au fost date să slujească darurilor, să slujească evanghelistului. Însă când și evanghelistul merge în sat cu filmul și nu vorbește, e o problemă. Metoda aceasta de clasică de evangelizare, propovăduirea, a rămas în picioare și este o problemă când tehnologia ne înlocuiește. Broșura atrage atenția, dar nu predică. Tu trebuie să predici. Ca unul care sunt născut în familie de penticostali, nu am avut legătură cu nepocăiții. Trăiam în subcultura noastră, în insula noastră de cultură protestantă, nici nu mă interesau nepocăiții, n-am avut nici prieteni foarte mulți. Dar dintr-o dată Dumnezeu mi-a vorbit și a zis, te-am chemat să apere adevărul, dar nu în biserică. Dintr-o dată m-am zis, Doamne, dar cum nu în biserică? Noi în biserică cântăm, în biserică predicăm, în biserică le facem pe toate. Cum adică? Unde, Doamne, de unde să predic? Și spunea Duhul Sfânt prin prorocie, te-am chemat să predici afară. Și am făcut un calcul că, într-adevăr, în ultimii 3 ani, mult mai multe predici le predic afară decât înăuntru. Sincer să fiu, când vine duminica, deja sunt sătul de predicat. Și m-am bucurat că astăzi am avut un ajutor, întrucât noi când ne trezim dimineața, mâncăm în Ucraina, acolo, ne rugăm și predicăm toată ziua. La 12 luăm Biblia, luăm o harfă și plecăm prin sat. Și batem la fiecare ușă și întrebăm, este cineva care vrea să asculte Evanghelia? Alții ne alungă, alții ne înjură, alții ne primesc, am mai și căpătat. Și mă gândeam, Doamne, oare de ce? Așa eram de frustrat. Oare de ce să iau eu un pumn așa, aiurea, în mijlocul străzii? Și mi-a răspuns Duhul Sfânt, e plângi, zice? Păi Pavel a luat 40 fără una. Păi mai ai? Mai ai până la 40. Și predicăm Evanghelia așa cum ne-a învățat Hristos, discutând cu oamenii în dialog, cea mai bună evangelizare. Și vreau să vă chem, reveniți la ea, este de la om la om. Să discuți cu colegul tău de servici, să discuți cu vecina ta nesuferită, să discuți cu prietenul și prietena ta de la școală, care e ateu, care e o stricată, care e un stricat. Asta este evangelizarea. Nu că celelalte ar fi rele, nu că desfințăm concertele, CD-urile, broșurile, dar când tu nu mai vorbești, este o problemă. Dumnezeu te-a chemat să propovăduiești Evanghelia. Vorbește și nu tăcea, zicea Duhul Sfânt către Pavel, căci am mult norod în cetatea aceasta. Timișoara a fost evangelizată prin evangelizări personale foarte mult. Ați ajuns mulți penticostali și baptiști în orașul acesta pentru că s-a vorbit despre Dumnezeu. Și au fost biserici ca Elimul, Filadelfia și altele mai demult, care în vremurile trecute au invitat prieteni, au vorbit despre Domnul, au mers prin casele oamenilor, merg și astăzi prin sate. Pentru că asta a rămas unealta lui Dumnezeu, prin care biserica lui crește în fiecare zi și diavolul nu va putea opri niciodată. Fă din orice context laic un context sfânt. Nu-ți trebuie ceva special.
Mi-a fost așa de greu să cânt fără negativ. Acum nu avem negative. Nu avem nici chitară. Nu avem nici nimic. Harfa. Cântăm din harfă. Nu cântăm frumos, dar cântăm tare. Tot satul știe, mă, ăia doi penticostali cântă cât toată sala Martorilor Jehova, mai tare ca ei. Cântăm cât ne ține gura. S-aude de bunde al altul. Toți, o, iar au venit penticostali, că numai ei noi cântăm. Penticostali așa, si, predică tare, se roagă tare, cântă tare, ei sunt tare, la forte toate. Țin minte că am fost la o biserică de creștini pe Evanghelie și s-au speriat de noi. Au cântat toată biserica și când au ieșit cinci penticostali în față, s-auzeau mai tare ca toată biserica. Acordeon, trompetă, i-am băgat în groază. Slăvit să fie Domnul, o biserică care este vie trebuie să fie și gălăgioasă. Care e moartă, tace. Și vă îndemn să fiți gălăgioși pentru Domnul. Nu o gălăgie a firii, dar o gălăgie care vine dintr-un om plin de viață. Și într-adevăr, am văzut și eu și am observat, închinarea este într-adevăr deosebit aici și chiar mă gândeam și îmi făceam un calcul că mai știu o biserică, poate maxim două, care să aibă o închinare atât de vie. Însă vă doresc să fiți mai gălăgioși și când se predică, să strigați aleluia, să strigați amin, să strigați slăviți să fie Domnul, că la predică am sentimentul că se aude așa un click, disconnect. Parcă îl simt în Duhul, l-am simțit și aseară și de câte ori vin la poarta cerului. Parcă o parte din voi se decuplează complet. Parcă e o rupere între cântare și predică. N-ar trebui să fim la fel de dinamici când se predică? N-ar trebui să fie Duhul Sfânt prezent și în predicare, și în rugăciune, la fel ca în cântare? Ba da! Și vă doresc să fiți la fel de iubitori de predică ca și de cântare. Și vă felicit pentru ceea ce cântați și faceți. Mi-aș dori să am așa închinare acolo în Ucraina, numai că n-avem. Noi ne rugăm, noi cântăm și în fiecare casă facem programe. Intrăm, cântăm o cântare, ne rugăm și ținem câte o predică în fiecare casă. Cinci case, șase, șapte, opt pe zi, cum ne ajută Dumnezeu. Și vă spuneam că eu cred că Dumnezeu ne cheamă să sfințim lumea de afară, să facem dintr-un context laic un context sfânt. Mi-aduc aminte o situație în care Dumnezeu ne-a chemat, spuneam că am câteva mărturii, să predicăm în vamă. Am spus peste tot, asta este una din întâmplările mai deosebite. M-am gândit, Doamne, cum să predici în vamă? Vama e spurcată, la Sighet e limita dintre Uniunea Europeană și spațiul rusesc. Când ai spus ruși, ai spus mafie, ai spus droguri, ai spus trafic de armament. Ucraina este cea mai de neîncredere țară din Europa. Toate băncile spun, transfer în Ucraina e foarte, le trebuie multe hârtii. Sunt cei mai vestiți pentru traficul de armament care a fost către Africa. Africanii care s-au bătut ca niște nebuni în zilele trecute, s-au bătut cu armament din Ucraina. N-ai ce să cauți acolo cu Evanghelia. În vama de la Sighet e, dacă vreți, cea mai de jos speță de oameni. Numai români, țigani și tot felul care trec țigări, droguri și niște vameși ca ei. Și dintr-o dată Dumnezeu ne cheamă să vorbim acolo. Florin e mai curajos ca mine și îl văd că începe. Domnule vameș, știi ce scrie în Biblie? Da, vameș. Ce mă băiete, ce scrie? Auzi, zice, în Biblia mea scrie că vameșii sunt cei mai păcătoși oameni. S-a uitat ăsta speriat. Mă, băiete, chiar scrie așa ceva în Biblie? Da! Nu ia citește! Unde scrie așa ceva în Biblie? Abia o aștepta Florin. Deschis Biblia și tot ce știa el despre vame și-o citit. O luat textul cu Zacheu, de sus până jos, ca la evanghelizare, cât o ținu gura. S-a oprit și vama și traficanță și toți ascultau. Cum îți vame și? Și-o ascultat bieți. Căuta textul cu Matei, numai nu-l găsea și îmi spune, zice vameșul, aia citește și ăla cu vameșul și fariseu. Acolo vameșii sunt prezentați într-o lumină favorabilă. Și l-o citit și pe ăla, până la capăt. Și toată vama a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acolo trebuie să fim lumină. Dintr-o dată am simțit îndemnul să zic și eu ceva. Să predic și eu. Și am zis, domnule vameș, știi ce mai scrie în Biblie? Ce mă zici și tu? Auzi, domnule vameș, în Biblie la mine scrie că vameșii și curvele intră înaintea preoților în rai. Zice, nu se poate. Scrie așa ceva în Biblie. Da. Zice, asta trebuie să asculte și șeful de tură, zice. Zice, că te duce și cheamă pe șeful ăla mare să vină că avem ceva probleme. Și apare șeful mare, ce-i? Zice, auzi mă ce zic pocăiți ăștia. Că noi putem intra în rai înaintea popilor. S-a uitat, zice, pe vremea lui Iisus, da, dar acum nu. Și am zis, ba da, dacă te pocăiești, se poate. Prin pocăință poți să ajungi la Dumnezeu.
Și oamenii aceia care nu vor călca niciodată într-o biserică penticostală au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată zice unul, mă, dar voi sunteți un cor aici. Eram cu muncitorii, noi construim o biserică acolo și mă bucur să salut tineri care ne-au ajutat, cel puțin 5 am numărat care sunt astăzi în sală, Domnul să le răsplătească, unul este chiar aici la voi în biserică, Ștefan Rus, nu știu dacă e aici la biserică, e din poarta cerului, celălalt sunt din Ghiroda, câțiva fratele Gelu de la Baptiști, o armată întreagă pe care Domnul a mobilizat-o să ne ajute acolo. Și s-a nimerit o echipă oarecare acolo, nici nu erau pocăiți, toți, sora bucătăreasă, băi, sunteți un cor, ia cântați o cântare. Cum să cânt în vamă? Vă spun sincer că n-am vrut să cânt. Dar din nou, noroc cu Florin de lângă mine, el e mai curajos, el de la martor s-a întors la pocăință și e ca ei. Nici nu o sta să răsufle, au și început. Inima mea cântă azi. Și-o cânta că știa el, o strofă, un refren și toți muncitorii după el. O trebuie să cântăm. Fără instrumente, fără negative, dar Hristos a fost propovăduit și prin predicare, și prin cântare. Frații mei, dincolo de proiecte care sunt bune, dincolo de nume mari, tabere, slogane, e nevoie de oameni care să vorbească despre Dumnezeu. Puterea este Evanghelia care este rostită și oamenii se pocăiesc prin asta. Nici nu vă dați seama câtă putere e în cuvântul acesta. Poate n-ați experimentat, vorbiți despre Dumnezeu și veți vedea puterea Lui. Țin minte o situație și povesteam la moșnița, nu m-am deschis Biblia și am întrebat o întrebare, nici n-am predicat. Și faptul că era Duhul lui Dumnezeu peste noi, femeia a căzut jos grămadă, a început să tremure, diavolul a început să se neliniștească, pentru că au intrat propovăduitorii. N-am mai predicat nimic. A trebuit doar o rugăciune cu autoritate în numele lui Iisus pentru acea femeie care tremura și o scutura diavolul. Dragii mei, avem un mandat sfânt și curat să-L vestim pe Hristos. Nu tăcea, spunea Duhul Sfânt lui Pavel, nu tăcea, e un mare păcat să taci. Nu te va înlocui niciun sidiu din lume, niciun concert și nimic. Tu, membrul de rând, trebuie să devii un predicator în numele lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu vorbești, tu vorbește celălalt. Mi se pare că suntem așa de sfioși noi creștinii să nu deranjăm cu Evanghelia. Atâta bun simț și toleranță, să nu deranjăm crezul altuia. Știți când mi-am schimbat perspectiva? Eram foarte cu bun simț și am devenit un pic mai nesimțit în ghilimele. E tare deranjez pe oameni cu Evanghelia. Și că vor și că nu vor, dacă nu mă primesc în casă, de la gard le predic. Și dacă mă alungă de la gard, le spun ceva despre iad și tot le spun. Și plec. Dar nu se întâmplă decât foarte rar să nu-i spun nimic. Și am văzut un lucru. Oamenii din lume au tupeu. Mă uitam la maneliștii care trăiesc prin România și nu ducem lipsă de ei. Dau geamul jos și dă la maxim Evanghelia lui. Despre Iban, Dușman și Golan și mai știu eu ce. Și nu-i rușine, domnule. Tot sighetul, toată Timișoara aude că a trecut el. Nu-i rușine. Și mie să-mi fie rușine să vorbesc despre Dumnezeu la servici? Mie să-mi fie rușine să vorbesc despre Dumnezeu la școală? Vorbim despre fotbal, vorbim de Champions League, cum se spunea, vorbim politică, vorbim despre euro, dar despre Hristos nimic. Oare nu este o nedreptate că avem curaj să vorbim orice, numai nu despre Dumnezeu? O, Dumnezeu să ne lumineze! Dumnezeu ne cheamă să revenim la propovăduire! Dumnezeu cheamă oameni plini de Duhul Sfânt care să-și deschidă gura și să vorbească în numele Domnului despre puterea Evangheliei. Pentru că dacă nu, vor vorbi ei maneliștii, oamenii de lume și cum spune aici fratele, vor înjura, vor vorbi porcoși și tot să râzi acolo sfioși și tu la prostiile lor. Oare nu mai e bine să deschizi tu gura să schimbi subiectul? Ții minte o situație în care am simțit că dacă nu deschid gura, începe dracu să facă evangelizare. Eram în casă la o femeie, la noi în Maramureș și acolo, și pur și simplu mi-am scântit piciorul. Tot la fotbal. Am zis, Doamne, poate mai pedepsit, nu-i bine că joc. Însă am înțeles după aia de ce mi-am scântit piciorul. Am ajuns la noi în Valea Izi, acolo este o femeie care, zicem noi acolo în zonă, că pune mâini și picioare, așa se zice. Nu că le pune de un genunchi, dar le răsucește, le masează și le pune la loc. Și am auzit de ea, zic, mă duc să-mi pună și mie piciorul la loc. Când intru în casă, casa plină. Parcă atunci se rup toți picioarele și mâinile. 10-15 persoane, unul cu un deget, altul cu umărul. Zic, o, slăvit să fie Domnul, acum știi de ce mi-a rupt piciorul. Aici e de evangelizare.
Unul din satul cutare, unul din satul cutare, chiar mă mirasem că i-a dus Dumnezeu pe niște tineri, niște oameni care erau dintr-un sat în care sunt 2-3 pocăiți. Sate în care foarte rău stăm cu Evanghelia și cu situația bisericii pentecostale și baptiste. Nu sunt decât vreo 2-3 evanghelici în total, poate puțin mai mulți. Și am zis, înseamnă că Dumnezeu de-aia i-a dus pe toți aici, ca să ia în mână o seară. Numai că diavolul e șmecher. Până să începe, au început ei. Gazda au scos pălinca, cum e la Maramureș. No, hai să bem, zice. Că e anul nou, am trecut în anul nou, hai să bem ceva, zice, să cinstim câte o cinzacă, cum se zice la noi. Când am auzit, zic, dacă ăștia încep să bee, s-a dus evangelizarea. Și din stat am început, zic, eu nu beau. Și tot s-a rupit, dar de ce nu bei? S-a spocăit. Și din toată s-a făcut liniște. Și parcă le-a fost rușine să mai bee. Dacă e pocăitul ăsta aici, hai să nu bem. Când am văzut gazda că nu merge cu băutura, că eu încep să predic, am început să le spun de paharul de care l-am băut eu. Zic, eu am alt pahar, zic. Paharul izbăvirilor, despre care scrie în psalm. Și Biblia spune asta și asta. Nu ori mai răsuflat. Gazda săracă a văzut că nu merge cu sticla, o pus sticla deoparte și o scos o Biblie. Și-o zic, domnule, dacă tot predici și vorbești, ia Biblia. Citește-le la oameni din Cartea Sfântă să vadă că ce tu spui e de acolo. Am zis, slăvit să fie Domnul. Abia am așteptat. Am deschis Biblia la Fapte, capitolul 2. Aproape în fiecare casă încep cu Fapte, capitolul 2. O spun penticostalilor care le este rușine de Duhul Sfânt. Tot satul știe că nebunii ăia doi cred în vindecări, că ei au proroci, că ei cred în învieri, în minuni, în semne. Asta e prima predică. Nu doar că Iisus se iubește, pocăința, botezul cu Duhul Sfânt, toată, asta e Evanghelia completă. Mă uitam la Apostolul Pavel care predica pentru prima dată în Listra și mă uitam, Doamne, ce predica Pavel la evanghelizare? Numai că Iisus se iubește? Nu! Biblia spune că pe când Pavel predica, un olog avea credință ca să fie tămăduit. Și pun întrebarea, de unde știa ologul ăsta că Iisus vindecă? De la evanghelizare. Apostolul Pavel a predicat că Iisus vindecă. Asta era evanghelizarea. Dragii mei, hai să predicăm o evanghelie completă, una îmbibată de Duh Sfânt, una îmbibată de puterea lui Dumnezeu și nu o teorie uscată. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și am predicat și am plecat liniștit. După două săptămâni mi-am rupt umărul. Zic, Doamne, iarăși. Zic, cred că vrei să se pocăiască oamenii ăștia. Și m-am dus, zic, mătușă, bag seama, cum zice la noi, Dumnezeu vrea să vă pocăiți. Iar mi-am rupt ceva. Și când am plecat, mă duru foarte rău atunci masajul și așa acum mă doare umărul. Și mă gândeam că tot să o mai vizitez, poate că nu s-o pocăi nici acum. Și am zis, mătușă, bagă de seamă că de două ori mi-am rupt oasele pentru voi. Zic, să nu se mai întâmple asta. Pocăiți-vă de grabă că nu vreau să mai vin pe la voi. Și o zis, mătușă, poți să mai vii. Și-a întrebat, unde-i băiatul ăla care și-a rupt atunci umărul? Nu mai vine pe la noi. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să sfințim locul în care mergem, să se vorbească despre subiectul tău, nu al lor. Ai un mesaj important, e mântuirea colegului tău, e mântuirea lumii, e importantă Evanghelia. Așa de ușor vorbim despre altceva și Evanghelia e marginalizată. Mă uităm ce ușor ne apropie fotbalul și alte discuții. În aeroport toată lumea vorbea despre echipa nu știu care. Era pe aeroport, uită-l pe ăla, uită-l pe Marica, uită-l pe Cutare. Toți știau, parcă eram frați, ne unea fotbalul. De ce oare într-un aeroport să n-am curaj să vorbesc despre Dumnezeu? Într-o zi eram chiar în piață. Cum, Doamne, în piață? În piață se cumpără. Și ca să vezi că oamenii au nevoie de mântuire, nici n-am început să predic. M-au agățat ei, pentru că lumea moare în păcat și știu că ești pocăit. Știi când știu? Atunci când faci prostii. Tu care credeai că ești anonim și nu știe nimeni că ești pocăit, nu mai vezi că zice colega, păi voi pocăiți, nu aveți voie să suduiți. Știe că ești pocăit. Și dintr-o dată un om zice către mine, domnule predicator, ia spune-ne, cum e cu Cutare? Aoleu, n-am mai cumpărat nimic în ziua aia. Toate nevoile mele au rămas deoparte, lista de cumpărături a rămas neatinsă și am stat și am predicat Evanghelia în piață. S-a adunat lumea, s-a uitat și acolo în mijlocul pieții. Agățat de ei, de oameni, a trebuit să-L predic pe Hristos. Glorie lui Dumnezeu! Dragii mei, trebuie să apărăm adevărul, să vorbim despre Dumnezeu în lume. Și nu uitați, Duhul Sfânt trebuie să aibă loc acolo. Trebuie să aibă loc. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Oamenii din lumea din jur au nevoie de Dumnezeu.
Și Dumnezeu are nevoie de propovăduitori. Nu-L înlocuiți cu nimic. Și vreau să vă spun ceva, nu mă refer la propovăduitori specializați. Pentru că foarte mult se pune problema așa, avem misionar, l-am plătit să predice. Prea puțin. Eu nu pot să predic în scara ta de bloc, n-am cum. Tu trebuie să predici. Eu nu voi ajunge niciodată la adolescenta care e colega ta de bancă, ea nici mă bagă în seamă. Vine un om de 30 de ani să vorbească cu o fată de 15, nu, dar tu ești lângă ea. Tu poți să-i predici pe limba ei. Oameni care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și au nevoie să asculte Evanghelia, oamenii ăștia nu vor veni la biserică. Suntem tot mai laicizați. Nu se pune problema astăzi dacă mergem la ortodox, la baptist. Astăzi se pune problema, mergem în cluburi sau mergem la adunare. Tineretul nu se mai luptă cu doctrine. Oare să mă duc la ăia? Oare baptiștii? Oare penticostali? Nici vorbă. Lupta se dă între lume și biserică. Se golesc și bisericile noastre și ale ortodoxilor și ale baptiștilor, pentru că tinerii, ca și în America și în Australia, încep să aleagă lumea. E tot mai nereligioasă țara asta, tot mai greu se vine la biserică, de aceea trebuie să meargă biserica la ei. Și în felul acesta, oamenii vor putea să fie mântuiți. Oameni care n-au nicio legătură. Țin minte că într-o situație, chiar oamenii ăia erau complet nereligioși. Mi s-a stricat roata pe la două noapte. Am zis, Doamne, la două noapte s-a împană. Nu puteam desface un șurub, nici cum. Să te-a prins acolo și chiar pot să spun că diavolul se pricepe la mecanică. Într-una am stricat mașina. Într-una, orice se întâmplă în Ucraina, bun, vine acasă, e stricată mașina. De 6 luni nu pot să umblu cu ea. Una, două atacă. Și știți că sunt multe atacuri. Vă rog să vă rugați pentru noi. Sunt atacuri pe care le simt în Duhul, sunt momente care sunt descoperiți și simt, oare se roagă cineva acasă? Pentru că diavolul nu doarme și să știți un lucru, diavolul are voie să lovească. Să nu credeți o evanghelie triumfalistă care spune că diavolul are putere și are voie să lovească. Pentru că dacă n-ar fi așa, n-ar fi război. Ce război e ăla în care numai eu lovesc? Diavolul are voie să atace cu boală, cu depresie, cu accident, are voie până la o limită. Un singur lucru n-are voie, să-ți ia viața. Pentru că viața e în mâna lui Dumnezeu. De aceea trebuie rugăciune și luptă și de multe ori trebuie răbdare și suferință și prigoană, pentru că ești al lui Hristos și diavolul e tare supărat pe tine. Ori de câte ori vin încoace undeva în misiune, sunt probleme. Și mă bucur, frații mei. Este un proverb în limba română, nu știu dacă e la dumneavoastră, dar la noi în Ardeal, acolo este, zice, dacă mergi pe un drum și nu dai de dracu, înseamnă că mergi pe un drum cu el. Și așa de bucuros că n-am probleme și accidente, că știu sigur că nu s-a lui, că e supărat pe mine. Înseamnă că încă Dumnezeu e cu mine, chiar dacă nu-L simt întotdeauna la rugăciune sau la cântare, chiar dacă de multe ori mă străduie să ajung la El și zic, Doamne, unde ești? Când am probleme știu, înseamnă că încă e cu mine. Înseamnă că încă sunt urât de iad. Frații mei, haideți să ne deschidem gura și să propovăduim. Nu e simplu. Ce altceva ați fi putut aștepta de la un misionar? M-am simplificat. În Ucraina predic 10 minute, 15 maxim. Și toată predica mea e Hristos și iertarea Lui, mântuirea și pocăința. M-am debarasat de filozofie pentru că am văzut că ea nu mântuiește. De aceea, dragii mei, haideți să ne rugăm ca Domnul să dea putere și în Ucraina și în lumea întreagă. Există nevoie de propovăduitori. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin. Să continuați propovăduirea, să fiți o biserică vie și să vorbiți mai mult despre Domnul. Și ca o paranteză, dacă sunteți iubitori de construcții și n-aveți de lucru, venit iarna, vă așteptăm la noi. Aproape tot ce am făcut acolo e cu voluntariat și vă așteptăm să veniți pe la noi. Care știți cât de cât cu gletul, cu mistria, suntem la interioare. Chiar săptămâna aceasta am chemat niște băieți, cealaltă vor să vină alții din poarta cerului. Dacă mai sunt frați care au pe inimă, vă așteptăm acolo. Să ne ajutați la construcții, să vă rugați cu noi, să țineți o predică, vă ducem prin case. Dacă sunt oameni care nu prea ajung la amvon aici și sunt frustrați, vă așteptăm la Glubochii. Vă promit că într-o săptămână predicați cât într-un an la poarta cerului. Domnul să vă binecuvinteze și vă așteptăm pe la noi.